Vin tot felul de clienți. Între ei, clientul inventator, domnul Liviu Minescu. Bună dimineața! Să trăiți, bine ați venit! Bine v-am pregătit, să trăiți! Mă bucur să vă revăd. Să nu spuneți că din nou ați scos ceva nou, că abia fusărăți cu ultima versiune de la microfonul fără fir. Da. Fără, mă rog. Acum mai nou. Da. Am venit cu energie electrică în diplomat. 2.20. Energie electrică în diplomat. Deci nu mai e nevoie. Am luat bucta cu mine, da? Diplomatul cu mine și am curent electric și pot să fac treaba. O nuntă pe cinste. O nuntă întreagă fără să aveți acces la priză. Fără acces la priză. Ce ați inventat totuși? Energie electrică. Tocarea energie electrică în diplomat. Și se face și demonstrații. Am înțeles. Deci aveți curent în diplomat? 220. E, nu e o baterie simplă? Nu, nu e. 220. Vă rog. Deci, poate facem în direct. Stați așa. Deci am ajuns la nuntă. Bună ziua, bună ziua, au venit artiștii. Aveți o priză? Nu, priză aici. Nu avem priză, zice organizatorul. Pac, nu e nicio problemă. Și acum vă rog. Rămânem pană de curent. Da. Pac, ce facem? Rezolvăm problema. Vă rog. Hai să facem frumusatea. Vă rog. Acum. Asta, o desfacem în direct aici. Hap. Așa. Imediat. Pumbere, ajută-ne un pic, deci, te rog, aici, că ăsta este diplomatul cu surpriză. Eu am crezut că scoateți ceva, o baterie solară, o treabă, nu? Deci a fost un diplomat de cameră video. A, el la bază e diplomat de cameră video. Uite, scrie și șar pe el, da. Îi dăm drumul, da, aici, ca să pac, se vadă. Zdrang. Așa. Pac. Și apare 220 aici. Engage 220. Yes. Bun. Și ce, drăco, ce aveți pe aici? Da, a apărut. A apărut pubere, nu se vede la televizor, că e pe altă frecvență. Așa. Bun. Da. Acum alimentăm boxa. Da. Dar înainte de toate facem o probă. Facem probă, să vedem. Ca atunci când cumpărai becuri la... Ia să vedem. Atenție, atenție și... Hop! Mi-a venit o idee. Puf. Deci merge. Merge. Fără nicio preparație. Da? Iată. Și înainte de toate să povestim în câteva secunde cum lucrează acest diplomat electric. Diplomat electric, cum lucrează el? Ia să vedem. Se alimentează de la un panou solar mai mare, dar eu am luat unul ceva mai mic. Ați luat un panou solar mic ca să exprimăm cum ar fi să fie mare. Da. Deci alimentăm acest bec de la acest micropanou. Da. Ce e asta? Ține-te-l noastră în mână. Uite, a început să lumineze de la... Deci el lucrează. Deci de la... A, deci energia solară care noi nu suntem la soare aici. Da, suntem la lumina reflectoarelor. Păi moment. Merge? Da, merge. Alte. Dacă eu aprind, apare lumina mai puternică acum. Ce e asta? Priviți-mi asta, să luminează mai tare. A, am înțeles, deci simulați... Da. Am înțeles. Bun. Dați și mie asta, că îmi trebuie în garaj. Bun. Mai deci, departe. Ăsta încarcă diplomatul. Dacă eu, mi s-a prins un LED aici. Da. Imediat, acum. S-a prins-o? Da. Gat. Ăsta mic încarcă diplomat. Priviți. Gat. Bun. Și diplomatul se încarcă. Da. Bun. Avem 220. Avem. Și... Alimentăm boxa. Pac. Păi, băgați. Acum. Dar sigur ați inventat lucrurile astea sau... Le-am făcut... Le-ați făcut, am înțeles. Că eu am mai văzut și la teleshopping asta, de exemplu ăsta. Dar asta nu are legătură. Deci nu, e invenția. Am înțeles. Bun. Ce avem acum în priză, să-mi spuneți? O boxă activă. Boxa activă. Nu facem reclamă, dar boxa din asta, să știți că am avut și eu în tinerețe. Da? Boxa USA. USA. E o firmă, e tare firmă, a scos tot felul de lucruri. Și e firma mea preferată. Mi-au dat și viza. Nu? Observați. S-a aprins. Bun. Deci, să revenim cu povestea noastră. Suntem la nuntă. Organizatorul zice, bă, mi-a căzut curentul, am avut consumatori. Da. Noi, artiștii, zicem, nu, domne, avem, cum ați zis? Curentul portabil. Ați zis diplomatul acum. Diplomatul electric. Diplomatul portabil electric cu noi. Cu noi. Ne descurcăm. Pac, am luat ăsta, am băgat box activă și... Dă-mi la microfon să meargă. Am reluat microfonul care v-a făcut celebru de altfel. Corect. Microfonul... Inteligent. Inteligent. Măcar microfonul să fie... cu noi aici. Da. Și începe treaba, că nașa o vedeți, vrea și ea să se urce pe masă.
Nu mă pop la o sârmă. O, ce vreți dumneavoastră? Și, pac. Dăm drumul. Bun. Atenție. Imediat, acum. Memelu, cât ai pus la plic? Imediat. Gata, da drumul. Pe cine cântă? Domnul Tăbucur. Prin pădure pe care ne mai văd, prin pădure pe care am văd, ies cu mândra la plimbare. Deci ce ați inventat dumneavoastră? Deci acum am venit cu energie electrică, la diplomat. Ca să ne distrăm, să ne simțim bine. Ca să ne distrăm, să ne simțim bine. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o viață frumoasă. Ți-a venit o idee? Nu, dar știe, Drajan, la tine că niciodată nu duci acțiunea până la capăt. Astăzi este ziua internațională a îmbrățișelor. Și noi ne-am îmbrățișat la început de emisiune cu toții, așa cum am făcut cu fiecare invitat care a trecut prin platou. Eu cu cea mică și cu Mihaela Gurău. Tu cu cine ai făcut interviu? Explică-i domnului că este ziua internațională. Ajungeam îmbrățișerilor. Să saltăm pe domnul inventator. Încă o dată mulțumim tare mult. Slavă domnului că ați inventat diplomatul muzică electric. Curent la purtător. Cu energie solară. Da? Propriți-l precum da. La un... Vreau așa să vă uitați spre viitor. Dar lasă domnule să cânte ce ai cu... Ei, nu ne înțelegem. Ce? Gata. Să-mi spuneți, dacă priviți spre stai, viitor... Stai, domne, că nu, fără coloană sonoră. Ia uzi. Hei! Nu ne înțelegem, bun. Dacă priviți spre viitor, înspre viitor... Nu, dincolo e viitorul, da. Noi acolo e trecut. Și ziceți... Liviule, cum vă spuneți dumneavoastră când vorbiți cu dumneavoastră? Mă, sau domnule, sau... Liviuț! Da. Ce urmează să inventezi? Vă întrebați dumneavoastră. Vă uitați spre viitor. De data viitoare la emisiune... Spre viitor? Data viitoare la emisiune o să aduc... Ceva mai nou. La ce lucrați așa, cu nervii minții? Pe momentul care vine o grămadă de idei. Am înțeles. Ideile sunt ca oile la strungă. Vin... Corect. Dar aveți ceva în minte? Am ceva în minte și o să vin data viitoare cu ceva și mai bun. Promiteți? Promit. Îmi vine să vă iau din nou în brațe, dar nu mai am îmbrățișet. Da. Ne luăm rămas bun de la domnul Liviu. Mulțumim tare mult. Oricine are o idee, mai mult sau mai puțin trăznită, mai mult sau mai puțină trușnică, are loc la noi în emisiune. Ce idee ți-a venit dumitale? Mie mi-a venit o idee să-ți arăt ce n-a văzut pe unul. Să trăiți numai bine, doamne ajută. Și a fost în premieră mondială la Răzvan și Dani. Cine? Îi știe. Diplomatul electric. Diplomatul electric. Parabon. În România. Ta-dam! La NASA, cine știe? Știți că aia n-au curent sus acolo pe stația orbitală? Dacă vă sună să vă ia diplomatul. Imediat, dăm mai departe. Au curent, am văzut. Cele bune. Matt Damon, da. Să-ți arăt ceva.